avem o carte finuță, micuță, Cotoi cu Pălărioi, care este foarte veselă. Sper să vă placă. Ileana și Sufletel mă îmbrățișează. Audiție plăcută? Ia să vedem. Cotoi cu Pălărioi de Dr. Seuss. Pe cer nici urmă de soare, afară vreme ploioasă. Ah, ce zi îngrozitoare, zi de stat, numai în casă. Stau cu Sali la fereastră, stăm în casă ca pe ace și ne zicem, ar fi bine de-am avea măcar ce face. Afară e mult prea umed și prea frig ca să te joci, iar noi stăm cu minți în casă, stăm ca niște mormoloci. Nu putem decât să stăm și să stăm pe loc. Treaba asta nu ne place, nu ne place zău deloc. Apoi auzim deodată ceva care face poc. Și auzim noi acel pocnet, sărim speriați din loc. Ne uităm și ce vedem venind cu coada vâlvoi? Ne uităm, e un cotoi pe cap cu un pălărioi. Ne întreabă, de ce sunteți așa triși voi amândoi? Știu că nu-i soare afară, știi că ploaia e ploioasă, dar putem, dacă vrem noi, să jucăm jocuri în casă. Eu știu jocuri o mulțime, orice jocuri v-ați dori, mi se laudă cotoiul, știu chiar și scamatorii. Mi se laudă cotoiul săltându-și pălărioiul. Știu scamatorii ciudate care bat orice record, vi le fac, promit, pe toate. Chiar și mama e de acord. Eu și surioara mea ne uităm la el tăcând. Mama noastră nu o să vină, nu o să vină prea curând. Peștele răcnește acum, alungați-l pe cotoi, de ce nu-și vede de drum? Cotoi cu pălărioi, n-are ce căta la noi, când mama de acasă lipsește, ia să plece el, un, doi, strigă într-una bietul pește. Nu vă temeți de mine și voi, curaj, zice blândul cotoi, știu scamatorii minunate și noi, zice blândul cotoi de sub pălărioi, știu un joc care chiar se numește hop, 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 aruncați-l în aer pe pește. Vreau la loc, zice peștele, jocul-i nasol, vreau la loc, nu mă scoateți din bol. Nu zbiera, zice cotoiul, te țin bine, nu snăuc, uite, stau în echilibru pe o minge de cauciuc, țin o carte într-o mână, ceașca pe pălărioi, dar figuri știu mult mai multe, zice dragul de cotoi. Ia uitați-vă la mine, zice iar acel cotoi, am o ceașcă și un tort puse pe pălărioi, pot să țin și două cărți și un pește meserie, laptele în sticlă pe o tavă și un vapor de jucărie și priviți cum stau pe minge, să fac salturi eu mai pot, însă asta nu e tot, nu, 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 asta nu-i tot. Ia priviți, oh, ia priviți, ia priviți-mă, acum este simplu să te joci, însă trebuie să știi cum. Țin o ceașcă în balans, sticla și tortul firește, plus cărțile, iar pe greblă balansez, iată un pește. Balansez pe vaporaș, un pitic de jucărie, iar pe coadă un evantai mare roșu de hârtie. Să-mi fac vânt cu el când sar, hop, pe minge eu mai pot, dar nici asta nu e tot, oh, nu, asta nu e tot. Și cotoiul zicând asta cade în cap, cade și basta. Cade în cap cu mare zgomot, cade fleașcă de pe minge, iar o văd cu sora mea tot în jos cum se prelinge. Cade buf și peștișorul cade drept într-un imbric, zice, credeți că îmi place? Ba nu-mi place niciun pic, ăsta nu-i un joc frumos, strigă peștele cu foc, zău nu-mi place jocul ăsta, eu să știți, nu mă mai joc. Uite, numai ce ai făcut, zicea amărâtul pește, uite în ce hal e casa, uite-te în jur, privește, tu ne-ai scufundat vaporul, l-ai făcut întors să cadă, ne-ai întors casa pe dos, ne-ai strâmbat grebla la coadă, n-ai ce căuta în casă, când nu-i mama, eu îți zic. Haide, pleacă și ne lasă, strigă el, iar din ibric. Dar îmi place mult la voi, de-aia am și rămas, cotoi cu pălărioi, spune peștelui din vas. Nu o să plec deci de la voi, nu o să plec de aici și pace și de aceea, spune el, vă voi face un alt număr care îmi place. Apoi dă fuga afară și vine ca o tornadă, cotoi cu pălărioi se întoarce cărând o ladă, ladă roșie de lemn bine închisă cu un cârlig. Ia priviți, strigă cotoiul, priviți-mă când vă strig. Se urcă apoi pe ladă și scoate pălărioiul. Veselie la cutie vă prezint, zice cotoiul. Două lucruri am aici, două lucruri, o minune. Vi le arăt și o să vă placă, zice el cu o plecăciune. Voi deschide acum capacul să vedeți voi lucruri noi. Două lucruri, ce se cheamă lucrul 1, lucrul 2. Jur că ele nici nu mușcă, nici nu trag cu tunul în voi. Și din ladă ies îndată lucrul 1, lucrul 2. Și strigă, hei, ziua bună, apoi dau foc la noi. Vreți să dați mâna cu lucrul 1 și lucrul 2? Eu și surioara mea facem un pas înapoi, însă dăm mâna cu lucrul 1 și cu lucrul 2. Noi dăm mâna, dar pe pește îl lasă cu totul rece. Nu au voie în casa noastră, hai spuneți-le să plece. N-au ce căuta la voi când sunteți singuri acasă. Alungați-i, alungați-i, strigă peștele din vas. Peștișor, n-ai teamă, zău, dă cotoiul să-l calmeze, cei doi nu-ți fac niciun rău. Și îi mângâie pe freze. Sunt drăguți și au venit cu voi, iată, să se joace și să vă amuze când pe trotuare sunt boltoace. Iată un joc care le place, mai continuă cotoiul. Jocul zis înalță zmeul, un joc jos pălărioiul. Nu în casă la noi, vă rog, din ibric peștele zbiară. Jocul zmeul e un joc ce se joacă doar afară. Parcă văd că fac prăpăd, pot să bag mâna în foc, treaba asta nu prea place, zău, nu place chiar deloc. Și pe cei doi îi vedem, biata sorul mea și eu, cum gonesc ca apucații înhămați la câte un zmeu. Poctrosbang, ca apucații fug de-a valma prin antreu. Forfotesc în jurul meu lucrurile amândouă, văd pe sfoara unui zmeu fluturând rochia nouă, rochia cea nouă a mamei, rochia nouă de gală, zmeul celălalt pe pat cade larma infernală. Rastoarnă cei doi de-a valma la împăs ca un masă scrin și fac tumpe și fac lucruri care chiar nu se cuvin. Zic atunci, mie nu-mi place, cum ei doi vor să se joace, nu știu ce l-ar zice mama dacă ar fi să vină încoace. Priviți, zice peștișorul tremurând din aripioare, mama se întoarce acasă, auzi-tu mați voi oare? Oare acum ce o să ne facă? Oare ce are să ne spună? Mă îndoiesc că o să-i placă scena asta, nu e bună. Faceți repede ceva, zice peștișorul. Hai, vine mama, vine încoace, e la ușă. Ce mai stați? Faceți repede ceva. Mișcați-vă mai vioi să scăpați imediat de acești 1 și 2. Îmi iau plasa de prins fluturi și îmi zic, ei, lasă, lasă, o să-i prindă pe zănatici, până la urmă aici în plasă. Și când o să-i prind în plasă, jur că în veci n-o să mai iasă să-mi facă prăpăd în casă. Îi trântesc cu plasa în cap pe podele mușuroi, în sfârșit s-au potolit lucru 1, lucru 2. Mă întorc către Cotoi și îi zic, ascultă fiare, fă-i pachet pe ăștia doi și azvârle iute afară. Vai, zice atunci Cotoiul, văd că nu te-a prea distrat jocul nostru cel frumos, ce păcat, vai, ce păcat. Îi închide pe cei doi în lădoi ca să dispară și Cotoiul trist se cară cu lădoiul sub soară. Bine, zice peștișorul, că a șters o creatură, dar cum o să explicați voi mamei Harababura că e așa de întins dezastru și în casă, în lung și în lat, de oricât ați încerca, n-aveți cum face curat. Dar, deodată cine apare iar în cameră? Cotoiul! Nu vă faceți griji că e mare, pretutindente răboiul, ne spune vesel cotoiul ăla, cu pălărioiul. Eu mereu strâng după mine, nici acum nu-i prea târziu, asta e cea mai grozavă șmecherie ce o știu. Îl vedem apoi cum strânge cu viteză colosală tot, cărți greblă tort, rochia mamei de gală, lapte prăștia și sfore, vantaiul și vaporul, cești, castroane, farfurii, la sfârșit și peștișorul. Pune tot frumos la loc, zice, gata tărăboiul și apoi pleacă ridicându-și către noi pălărioiul. După care intră mama și ne întreabă pe amândoi, ce-ați făcut, cum v-ați distrat toată ziua fără noi? Dar și sorul mea și eu ne-am pus lacătul la gură, s-ar fi cuvenit să-i spunem despre a noastră aventură, să-i fi spus toată povestea cum a fost. Ar fi fost bine, tu ce-ai face dacă mama ta te-ar întreba pe tine? Sfârșit! Aceasta este o carte super rapidă!